Vă salut pe toți cu harul și pacea Domnului și așa cum ne găsim, vă invit să deschidem Cartea Domnului la capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor și să citim același cuvânt pe care l-am citit și data trecută, începând cu versetul 36. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 36. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, eu au rămas stăpân și nimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Că vă aduceți aminte, în prima parte am vorbit despre felul în care, după primul veac al Bisericii creștine, lucrarea Duhului Sfânt în formatul cunoscut de Biserica primară, cel puțin așa cum apare în cartea Faptele Apostolilor, a cunoscut o diminuare până acolo unde, deși a rămas ca o doctrină, puterea de manifestare a Duhului Sfânt în forma descrisă de Luca în această carte a fost destul de limitată pentru câteva veacuri, începând cu moartea Apostolului Ioan. Rămase ca o învățătura bisericii, activitatea Duhului a fost resimțită în trezirile religioase care au avut loc, ci drept într-un cadru restrâns, mai ales că aceste treziri aduceau cu sine chemarea la o relație apropiată cu Dumnezeu, o relație prin pocăință și prin reconsiderarea unor practici care, odată ce Duhul Sfânt îi lumina pe credincioși, aceștia reușeau să vadă inconsistența dintre ceea ce spunea scriptura și practica sau tradiția impusă de bisericile istorice în acele vremuri. Persecuția celor care cunoscuse rătrezirea nu a dus la dispariția lucrării Duhului Sfânt, ci încet și sigur a dus o și mai mare dorință de reîntoarcere la ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Sola Scriptura, Sola Fide era motoul reformatorilor care au înțeles sub acțiunea de trezire a Duhului Sfânt că era momentul întoarcerii la adevăr, așa cum și Fiul rătăcitor a înțeles cândva că nu mai revenind înapoi la Tatăl său, mai exista o șansă reală de restaurare în viața lui. Am promis că în această a doua parte vom lăsa istoria deoparte și ne vom apropia mai mult de aspectele care ne interesează în privința acestei învățături. Amintind din nou că nu vom putea discuta în profunzime chiar toate lucrurile, însă atât cât Domnul ne va permite, vom încerca să subliniem în special lucrurile de interes general, dar și unele care sunt mai puțin discutate, și vom vrea să facem asta din perspectiva Sfintelor Scripturi și nu dintr-o perspectivă doctrinară care în cele din urmă s-ar dovedi părtinitoare. Atunci când cineva vorbește în zilele noastre despre felul în care Duhul Domnului lucrează, imediat ceea ce se naște în gândurile unora e ceva de genul ăștia sunt carismatici sau penticostali pentru că numai ei au accentuat această învățătură. Să știți că nu de puține ori am auzit lucrul ăsta și fără să intru în polemici cu nimeni, vreau să vă amintesc că învățătura despre lucrarea Duhului Sfânt este biblică. E o învățătură asupra care chiar Mântuitorul s-a aplicat ceva mai mult către sfârșitul lucrării lui pământești transmițând-o ucenicilor și asta nu numai pentru a ști câte ceva despre ea, dar și pentru a o trăi, dacă vreți, ceea ce s-ar putea numi faptul în teologia. Apoi, nu numai ucenici au experimentat prezența Duhului Sfânt, ci și cei care au urmat după ei, lucrarea aceasta având continuitate, pentru că mângâietorul promis avea să fie cu ei și în ei, prin abilitățile Duhului Sfânt care urmau să fie văzute în slujire, prin darurile Duhului amintite de Pavel, dar și prin ceea ce se vedea în viața bisericii, așa cum descrie Luca în faptele Apostolilor. De altfel, toate aceste lucruri aveau să fie date pentru a răspunde chemării lui Hristos de a fi martori ai Lui. Întuitorul spunea în Fapte 1:8: Voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi și veți fi martori, în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În același timp, foarte mulți dintre credincioși, în special frații noștri de credință, când aud despre lucrarea Duhului Sfânt, au în gândurile lor ideea că acest lucru înseamnă doar botezul cu Duhul Sfânt și vorbire în limbi. Înseamnă descoperire și vedenie sau prorocie doar, înțelegând prin asta prevestirea unor lucruri care se vor întâmpla. Dar a spune că lucrarea Duhului e doar atât înseamnă să restrângem foarte mult aria de lucrare a Duhului, limitând-o doar la ceea ce ne place nouă în detrimentul celorlalte zone de activitate ale Duhului Sfânt și, bineînțeles, în detrimentul celorlalte harisme pe care același Duh Duhul Domnului, ni le dăm folosul altora, în folosul Bisericii. Alții au mers ceva mai departe, către o extremă, și deja nu-i mai interesează ceea ce spune Biblia, nu-i mai interesează nici persoana Domnului Isus Hristos, iar credința lor e că Duhul Sfânt e superior și Domnului Isus și Tatăl au acum un loc secundar în activitatea Bisericii și în credință. Mult mai periculos e că intenția de a ignora cuvântul Domnului și rânduiala lui Dumnezeu. Are scopul de a favoriza unele descoperiri și vedenii, și nu puține dintre acestea sunt chiar discutabile. Fiind, dacă veți, vecine cu horoscopul sau cu alte năluciri care nu pot trece credibile înaintea mulțimilor dacă nu e discreditat cuvântul Domnului înainte, și mai ales dacă nu e discreditat cristocentrismul, atât de indispensabil credinței. Noi știm însă că lucrurile nu stau deloc așa. E evident că. Vremurile Noului Testament au adus în lume o nouă eră în care Duhul Domnului s-a descoperit credincioșilor, apropiindu-i mai mult de Dumnezeu. Felul de lucru al Duhului Sfânt nu a fost înlocuirea credinței și a scripturilor, ci împlinirea lor într-o continuitate perfectă a ceea ce Domnul Iisus deja a început să lucreze între oameni. Evanghelistul Luca chiar punctează asta în prologul cărții faptelor atunci când îi zice lui Teofil că a vorbit despre tot ceea ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni de la început, Până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale. E vorba de primul capitol și primul verset din cartea Faptele Apostolilor. Vreau să fim încredințați că lucrarea Duhului Sfânt este în aceeași linie cu ceea ce spune Scriptura și cu ceea ce Domnul Isus a făcut și a învățat, și nu e nici de cum ceva în contradictoriu. De altfel, Domnul Isus, atunci când vorbește ucenicilor în ultima noapte petrecută cu ei, nu uită că atunci când vorbește despre venirea Duhului Sfânt, să puncteze acolo ceva foarte important. El mă va proslăvi, zice Mântuitorul, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, zice din nou Domnul Isus. De aceea am zis că va lua din ce al meu și vă va descoperi. Găsim lucrurile acestea în Ioan 16 cu 15. Acum, strădania unora care nu vor să ne lasă să cercetăm unele descoperiri sau prorocii potrivit cuvântului lui Dumnezeu, pentru a vedea dacă sunt în acord cu Scriptura e mai mult decât suspicioasă, pentru că are cu sine potențialul de a vedea adevărul și nu mulți știu că s-ar putea să joace bine rolul prorocului doar până la punctul unde vom cunoaște adevărul și adevărul are puterea aceea extraordinară de a ne face liberi. Dar așa cum spunea, Lucrarea Duhului Sfânt își are amploarea ei, iar cei ce cred și sunt deschiși la voia lui Dumnezeu potrivit credinței lor, au și harul de a cunoaște aceasta ca o experiență proprie, personală. Mai întâi de toate, Duhul Sfânt participă la actul pocăinței omului. Nu îl înfăptuiește el, pentru că decizia pocăinței aparține omului, dar își aduce aportul în această privință. Domnul Isus spunea că Duhul lucrează în vederea convingerii lumii privind păcatul, neprihănirea și judecata. El aduce acolo câteva explicații privind felul în care lumea se raportează Fiului lui Dumnezeu. Dar în aceeași măsură, convingerea privind păcatul, neprihănirea și judecata pot aduce cercetare și pocăință, mai ales în sufletele însetate de Dumnezeu. Biblia spune, și la fel și Duhul o face în inimile oamenilor, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi, cu privire la neprihănire, tot la fel spune că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să capete neprihănire. în ultimul rând, în Evrei 9 cu 27 spune că oamenilor le e rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata fapt care le dă oamenilor un motiv de cercetare față de care Duhul Domnului și Scriptura aduce aminte de cuvintele Domnului Isus care zice Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dacă vreți numai înconștiența și lanțurile păcatului pot lăsa pe cineva nepăsător față de toate lucrurile acestea, dar pocăința își are importanța ei. Când cei strânși în jurul apostolilor a 50 mi au lăsat ca Duhul să le stăpungă inima în urma predicii lui Petru, au întrebat în urma acestei cercetări lăuntrice ce să facem. Și vă aduceți aminte cum Petru le spune pocăiți-vă, pentru că fără pocăință nu se poate vorbi de o viață noită cu Dumnezeu. A doua mare lucrare de care ar trebui să ținem cont și la care Duhul Sfânt participă e nașterea din nou. Nu vă gândiți că e vorba de reîncarnare sau de vreo altă idee de felul acesta. Nu, nici de cum. Și Nicodim, fruntașul iudeu, care vine pe ascuns să-l cunoască pe Mântuitorul și Învățătura lui, a gândit la fel. Chiar îl întreabă la un moment dat pe Domnul, Cum poate un om bătrân, se gândea el, să intre în pântecele mamei lui a doua oară și să se nască din nou? Iar Mântuitorul îi spune, Tu ești Învățătorul lui Israel și nu cunoști lucrurile astea? Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din duh, cu niciun chip nu va vedea, cu niciun chip nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. În învățătura Domnului Iisus și în învățătura Bibliei, nașterea din nou, la fel ca și pocăința, este un must have, fără de care nu există posibilitatea mântuirii sau a intrării în cer. Faptul că Duhul lucrează în această privință, dacă vreți, nu rezultă numai din discuția mântuitorului cu Nicodim, ci și din învățătura bisericii, care spune în Tit 3 cu 5 că suntem mântuiți nu pentru faptele noastre, ci din cauza îndurării lui Dumnezeu, a înnoirii Duhului Sfânt și prin spălarea sau curățarea nașterii din nou. Atunci când cineva e născut din nou, nu primește un trup nou, ci o nouă conștiință, care îl va ajuta să vadă lucrurile din perspectiva duhovnicească a copilului lui Dumnezeu. E o noire care, așa cum și Mântuitorul spunea, îi vedem efectele, dar nu știm noi, ca oameni, cum se produce cu exactitate. Știm doar că Duhul e partea acestui proces spiritual și ceea ce vedem sunt efectele lucrării Lui. Vântul suflă încotro, vrea și auzi vuietul, dar nu știi încotro merge sau unde se duce, zicea Domnul Isus. Confuzia lui Nicodim, Vă dați seama că a fost și mai mare, la fel cum confuzia multora dintre noi în această privință, în zilele noastre, e asemenea celei a lui Nicodim. În timp ce sunt dezbateri și studii adânci despre teologia nașterii din nou, fiecare, dacă vreți, încercând să explice ce e apa, ce e duhul din dialogul dintre Domnul Isus și Nicodim, un lucru este cert. E partea lucrării Duhului Sfânt și are efect regenerator, are efect de regenerare spirituală. Iar ca importanță, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nici nu poate intra acolo fără ca această transformare să se fi produs și să facă parte din experiența proprie a vieții de credință. Nu avem timp îndeajuns ajuns la dispoziție pentru a vorbi pe larg despre toată această învățătură, însă așa cum spunea și Mântuitorul, nu știm cu exactitate mecanismul prin care aceasta are loc, dar știm că Duhul e acolo pentru a face acest lucru posibil și odată născuți din nou vom fi așa cum Apostolul Pavel spunea, copiii lui Dumnezeu adoptați în familia celor răscumpărați de el. O a treia lucrare, foarte importantă de altfel, deși e privită diferit din perspectivă confesională, e cea a botezului cu Duhul Sfânt. Acum, dacă veți întreba penticostalii și carismaticii despre această învățătură, răspunsul lor va fi că această experiență, asemenea celor petrecute în faptele apostolilor, e o experiență aparte, o experiență specială, diferită de pocăință și de nașterea din nou, fiind îmbrăcarea cu putere de sus, făgăduința promisă de Tatăl pentru cei ce sunt ai Domnului Iisus Hristos. De cealaltă parte a creștinismului, protestantismul și chiar bisericele istorice explică ideea aceasta a botezului cu Duhul Sfânt ca fiind una temporară, fiind necesară doar apostolilor și celor din primul veac creștini, iar odată cu trecerea în veșnicia ultimului apostol, a lui Ioan, botezul cu Duhul Sfânt și activitatea darurilor Duhului a încetat, având loc cesația și nemai fiind necesară. O explicație auzită ar fi că din moment ce ultima carte a Bibliei a fost scrisă, canonul Scripturii s-a încheiat și atunci toată cunoștința de care un credincios are nevoie a fost completată. Cu toate astea, până în jurul anilor 400 după Hristos, când Atanasia aprobă Noul Testament în formatul actual, Biblia nu a fost cunoscută de credincioși ca fiind completă așa cum știm astăzi. Deci ideea asta nu prea stă în picioare. Alții din temerea de exagerare și chiar din frica de ocultism au acceptat ideea că botezul cu Duhul Sfânt fie se primește odată cu botezul în apă, fie prin punerea mâinilor la un serviciu cum ar fi cel de confirmare. Oricum ar fi, acestea nu iau în considerare primirea de putere și nici vorbirea în limbi așa cum s-a întâmplat la cinzecime. Și totuși, sărind peste aspectele doctrinale ale acestor confesiuni, Biblia e cea care trebuie să aibă întâietate în această învățătură. Mai întâi pentru că e cuvântul lui Dumnezeu apoi pentru că Duhul Sfânt e cel care l-a inspirat și l-a transmis mai departe prin autorii umane textului Scripturii și asta pentru a fi cunoscut și crezut. Primul aspect, dacă vreți, al ideii de botez cu Duhul Sfânt e că acesta e prin natura sau sensul dat de cuvântul botez o imersiune, o cufundare a ființei umane în Duhul Sfânt. Cuvântul baptiz fiind același ca și la botezul în apă și nu înseamnă stropire, ci cufundare. Apoi atât Ioan Botezătorul cât și Domnul Isus au folosit această terminologie cea de botez pentru a vorbi despre experiența venirii Duhului peste credincioși. Însă, în sensul mai apropiat însemnătății lui, Mântuitorul a avut grijă să puncteze câteva particularități vrednice de luat în considerare. În cuvintele Mântuitorului, aceasta e făgăduința Tatălui despre care le-a vorbit deja. Ultima seară de Paște din viața pământească a Domnului Iisus a cuprins o serie întreagă de lucruri pe care ucenicii le-au auzit cu urechile lor despre venirea Duhului Sfânt. Ele sunt încă în Evanghelia după Ioan, începând cu capitolul 14. Apoi botezul în Duhul Sfânt, mai mult decât ideea de manifestare, cum cred unii frații de ai noștri, e definit chiar de Domnul Isus în faptele apostolilor 1 cu 8, ca fiind primirea de putere, atunci când în Duhul Sfânt va veni peste voi, cum zicea Mântuitorul, și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la capătul pământului. Faptul că în unele cercuri penticostal carismatice, experiența primirii Duhului Sfânt e dusă într-o extremă în care folosirea versetului din Romani 8 9, care zice, dacă cineva nu are Duhului Hristos, nu este al lui, adică nu este al Domnului, e aplicată celor care n-au fost deja botezați cu Duhul Sfânt și dacă citiți contextul din care pasajul e rupt cu puține răutate de unii frasele noștri, veți vedea că se referă la cu totul altceva. Chiar din primul verset al capitolului 8, Pavel spune acolo că nu e nicio condamnare pentru cei care sunt al lui Hristos și care și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei și trăiesc după îndemnurile Duhului. Umblarea după lucrurile firii pământește, vrășmășie cu Dumnezeu și moarte, nu se supune și nici nu se poate supune legii lui Dumnezeu, versetele 5, 6 și 7 din același capitol. Pavel spune că cei care se încadrează în asta sunt pământești sau firești, adică nespirituali, versetul 8. Apoi, întreg versetul 9 zice, Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și urmează cunoscutul verset despre care am vorbit înainte. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Pe scurt, concluzia lui Pavel apare în versetul 12 și mai jos, unde spune foarte frumos, Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică. Ci ați primit un Duh de înfiere care de face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, zice Pavel. Nu văd aici nimic unde e vorba de umplere cu Duhul Sfânt, de vorbire în limbi, nu văd nimic în concordanță cu experiența primirii botezului cu Duhul Sfânt, așa cum arată Cartea Faptele Apostolilor. Dar văd exact ceea ce ar putea opri pe cineva să vadă sau să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Iar în absența referințelor la experiența primilor creștini, acea botezului cu Duhul Sfânt, e clar că Pavel vorbește despre nașterea din nou și despre importanța ei naștere din nou care e lucrată tot de Duhul Sfânt și a cărei urmare cere și celui botezat cu Duhul Sfânt, dar și celui ce încă nu a experimentat aceasta, să nu mai trăiască în faptele firii pământești, și să umble în faptele Duhului. Așa cum sunt ele descrise, dacă veți, ca roade în Galatei 5 de același apostol Pavel. Am rămas asupra acestui pasaj și am vrut să-l explicăm foarte repede, pentru că sunt creștini care au fost introduși mult prea devreme în pneumatologie în lucrarea Duhului Sfânt, înainte ca aceștia să poată înțelege bazele credinței și pentru că i-a abia cunoscuse reconvertirea sau nașterea din nou, au fost aduși la cercuri de rugăciune unde li s-a dat învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt. Și persoana care se ocupa de asta a avut grijă să îndemne în sens imperativ primirea botezului cu Duhul Sfânt fără să uite să citească ultima parte din Romane 8 cu 9, ruf din context și cu nuanță de amenințare. Iar pentru că la stăruință nu au primit nici azi, N-au primit nici mâine, nici peste o lună botezul cu Duhul Sfânt și, auzindu-l pe fratele care le spunea pe un ton grav ce scrie în Romane 8 cu 9, în cele din urmă au abandonat credința, crezând că e ceva rău cu ei. Dacă ar fi știu că Pavel vorbea acolo despre altceva, dacă ar fi știu că botezul cu Duhul Sfânt e o experiență în care are loc în pentru misiune și nu e același lucru cu nașterea din nou care, da, are implicații în actul mântuirii, Poate că i-a mai fi văzut pe oamenii ăștia între noi și astăzi și ar fi avut și bucuria primirii Duhului asemenea celor din Cartea Faptelor ceva mai târziu. Fără prea multe vorbe, botezul cu Duhul Sfânt e o experiență a Scripturii. E parte din procesul sfințirii credinciosului și fără a asculta pe alții, auzindu-l pe Domnul Isus în discuția cu ucenicii din Fapte 1 cu 8, vedem că are scopul de a conferi autoritate și putere pentru a răspunde chemării lui Dumnezeu în lucrare. În fapte 2, Petru vorbește celor care au fost martorii coborârii Duhului peste cei 120, spunându-le că făgăduința aceasta nu este limitată ca timp, și e pentru ei, pentru copiilor și pentru toți aceia care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. E vorba de fapte 2 cu 39. Ideea cesaționistă că lucrul ăsta a fost cândva valabil și acum nu mai e pentru că așa zic ei, chiar dacă Dumnezeu zice altfel, nu stă în picioare. Apoi, Celălalt aspect unde unii din râvnă, dar nu și din cunoașterea Scripturii, ne spun că dacă nu vei fi botezat cu Duhul Sfânt, nu vei fi mântuit, din nou e un fapt demontat montat tot de Petru în aceeași cuvântare de la Rusalii. Atunci când spune celor care întrebau ce se facă în fapte 2 cu 38, le răspunde să se pocăiască, să se boteze în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi vor primi darul Sfântului Duh. Pentru Petru, dacă vreți botezul în apă, deci botezul în numele Domnului Iisus, are impact în spreietarea păcatelor. Și va spune asta și mai târziu peste ani, în 1 Petru 3 cu 21, când zice că botezul este simbolul care aduce mântuire și care nu e o curățire de întineciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Practic, mergând înapoi la fapte 2 cu 38, Petru chiar separă acolo experiența botezului în apă de botezul cu Duhul Sfânt. Apoi zice el, după botezul în numele Domnului Isus, veți primi darul Sfântului Duh. Cred că am mai menționat înainte că în faptele apostolilor, cartea care ne spune cum a luat ființă biserica și cum a crescut în următorii aproape 30 de ani după înălțarea Domnului Iisus, a fost amintită de evanghelistul Luca un număr de 5 situații de botezuri cu Duhul Sfânt. Avem Rosalile, îl avem pe Cornelius și pe cei din casa lui, avem cazul samaritenilor convertiți, l avem pe Saul din Tar și ucenicii lui Ioan din Efes. În trei din acestea, botezul cu Duhul Sfânt e evidențiat nu numai de primirea de putere, dar și prin semnul vorbirii în alte limbi. Apoi, prezența activă a Duhului Sfânt în viața și în activitatea Bisericii e dinamică, e însoțită de semne și minuni, dar toate acestea apar în jurul vestirii și al mărturisirii Domnului Isus. Dacă vreți să avem lucru pe care Duhul, odată revărsat peste cineva, aducea nu numai manifestarea exterioară, dar și o transformare în vederea slujirii Domnului potrivit chemării fiecăruia. De exemplu, Petru la cinzecime se ridică și cu mult curaj și elocință asemenea unui teolog cu un ani de studiu, predică pe Domnul Isus, aducând referințe din Vechiul Testament și vorbind despre împăratul David și despre superioritatea Domnului Isus. Mai mult chiar, Petru are autoritate în ceea ce spune. Diferența dintre Petru din timpul sărbătorii Paștelor când se leapă de Domnul, se ascunde de frica iudeilor și a preoților și Petru de după coborârea Duhului Sfânt peste el, e izbitoare. Și se vede clar în puternicirea primită de el prin felul în care vorbește, prin felul în care îndeamnă, prin felul în care mustră toate acestea în vederea propovăduirii Evangheliei despre care, așa cum spunea Domnul Isus, avea să fie dusă mai departe despre cei chemați să-L mărturisească. Ar fi nebiblic să spunem că botezul cu Duhul Sfânt a fost dat doar ca un must-have pentru ca unii să vorbească în limbi sau doar pentru a avea parte de o nouă experiență a vieții de credință. Nici de cum. Realitatea e că privind la puterea de transformare în urma coborârii Duhului peste credincioșii din casa lui Ioan Zi și Marco, peste cei 120, vedem că acest lucru le-a dat harul unei apropieri mult mai speciale de Dumnezeu. Petru, așa cum ziceam înainte, îl vedem transformat și plin de puterea Domnului. Iar lucrul ăsta nu e rezultatul unor de studiu în vreun seminar teologic sau în vreo ieșiva evreiască. Nu. Apoi, împreună cu Ioan, îl vedem că merge la templu și Duhul Sfânt lucrează minunat prin ei, vindecând mai întâi pe locul de la poarta frumoasă, apoi continuând cu aceste lucruri unde scopul nu a fost să șocheze pe cei din jur sau să creeze ceva senzațional, ori să capete popularitate. Nici de cum. Toate au fost făcute în numele Domnului Isus și spre slava Lui. În felul ăsta Evanghelia ajungea mai departe, iar ei erau martori ai Domnului Iisus Hristos. Apoi grupul de credincioși botezate Domnul cu Duhul Sfânt are putere și în rugăciunea bisericii din fapte 4, după ce se unesc într-o inimă, vedem că spune acolo cum s-au umplut de Duhul Sfânt. Deci nu numai că au fost botezați înainte în Duhul Domnului, dar au cunoscut și o nouă umplere, iar locul în care s-au rugat, spune Biblia, s-a cutremurat. Dacă vreți, e o altfel de eră, în care slujirea de Dumnezeu nu e numai ascultare de legi și porunci, ci și autoritate, ungere duhovnicească și manifestare de putere. Sigur, în vederea împlinirii chemării, Duhul Domnului a dat și carisme pentru slujire. Darurile lui, care sunt așa de controversate în zilele noastre, și asta din cauza unora care le manipulează în interesul lor. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a încetat să mai lucreze dând descoperire, putere sau răspunzând rugăciunilor și făcând minuni. Nici de cum. Dumnezeul scripturilor este și a rămas Dumnezeul minunilor. Dacă credința cuiva e numai într-un Dumnezeu literar, o credință în ceva ce scrie într-o carte și nu e într-un Dumnezeu care răspunde celui ce crede, care se implică în viața copiilor lui și care chiar face lucruri extraordinare și de necrezut pentru omul obișnuit, atunci dați-mi voie să spun că acela nu e Dumnezeul Bibliei, ci e doar o idee, o filozofie despre Dumnezeu, o religie și nu o credință în spiritul și litera Bibliei, a inspirației venite din Duhul Sfânt. Și spun asta pentru a nu ne lăsa descurajați de așa zis și proroci și văzători care au împânzit internetul și unele locuri de închinare chiar măcar că lucrurile pe care ei le spun nu sunt de la Dumnezeu și nu se împlinesc. Să nu uităm dar că noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să cătuim un singur trup. Să nu uităm că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului în folosul altuia, în folosul bisericii și al Evangheliei, în vederea glorificării Domnului Iisus Hristos. În experiența aceasta a cunoașterii îmbrăcării cu putere este dată nu numai pentru a fi martori ai Domnului, ci și pentru a ne apropia mai mult de El. Și de ce nu? pentru a fi transformați în a ne împlini chemarea de slujire, așa cum a fost și cu Petru. De altfel, biserica de azi are nevoie de oameni inspirați de Duhul Sfânt, de oameni unde rugăciunea și tot ceea ce ține de slujire să cunoască împuternicirea Duhului. Și mai ales are nevoie de oameni înzestrați cu daruri duhovnicești care să zidească biserica lui Hristos și nici de cum să o destrame sau să o destabilizeze. În linii mari, lucrarea Duhului Sfânt începe odată cu pocăința, continuă cu nașterea din nou, se consolidează odată cu botezul în Duhul Sfânt și umplerile care survin pe parcurs și se desăvârșește apoi prin darurile date de același Duh al Domnului, pentru ca fiecare mădular al trupului lui Hristos să-și aducă aportul la slujire, dar să și crească spre slava Fiului lui Dumnezeu. Dacă veți, acesta este procesul de sfințire, proces cunoscut în teologie ca sfințire progresivă pe lângă cea pozițională datorată Domnului Isus, pe care o descoperim în scrisorile lui Pavel când se adresează credincioșilor cu termenii de frați sfinți. Sfințenia progresivă e cea pe care am început-o odată cu întoarcerea la Domnul și se va împlini, se va completa atunci când vom trece în veșnicie. Iar cel care a început această lucrare în noi va avea grijă să o ducă la bun sfârșit, spune Biblia. Pavel spune că e pe deplin încredințat de lucrul ăsta ca să fim înfățișați înaintea lui Hristos atât individual cât și ca biserică, ca mireasa lui Hristos, fără pată și fără zbârcitură. La final aș vrea să amintesc din nou, fiecare grupare creștină, fiecare confesiune și are definită propria învățătură despre lucrarea Duhului Sfânt. Însă ceea ce e cu adevărat important e ceea ce spune Biblia, care e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei mai mulți e posibil ca această lucrare să fie încetat după primul veac creștin, după o logica lor proprie și nu neapărat din perspectiva Scripturii. Pentru alții, între care mă număr și eu, Lucrarea Duhului Sfânt continuă și astăzi, așa cum a fost și în primul veac apostolic. Mai mult decât atât înțeleg că ceea ce se face ca unii frați de credință să aibă rezervele lor e legat în mod special de deviațiile care au fost puse pe seama Duhului Sfânt de unii așa numiți proroci și văzători sau cine știe ce altceva. A doua fațetă a rezervelor lor e legată, dacă vezi, de primirea botezului cu Duhul Sfânt care a fost înlocuit în unele grupări creștine, fie cu un ritual de punerea mâinilor, fie cu ideea că botezul cu Duhul Sfânt se primește odată cu botezul în apă, sau printr-un serviciu religios special ca cel de confirmare. Nu putem să convingem pe nimeni că Biblia este încă adevărată și că Dumnezeu încă lucrează botezând cu Duhul Sfânt și umplând pe cei doritori și însetați așa cum a făcut-o dintotdeauna. Nu. Dar vreau să rămânem cu convingerea că acest lucru este încă valabil. În primul rând, primirea Duhului ca botez e găsit atât în provăduirea lui Ioan Botezător, Matei 3 cu 11 și Ioan 1 cu 33, cât și în promisiunea Domnului Isus că va da Duhul Sfânt celor ce vor crede în El. Citiți Ioan 7, de la versetul 37 la 39. Apoi, faptul că acest lucru se întâmplă și astăzi, e valabil și astăzi, e văzut în Luca 11, versetele 9 până la 12, unde Isus îl promite tuturor celor care îl vor cere, dar și tuturor credincioșilor, conform fapte 1, versetele 4 până la versetele 8, Ioan 14 cu 12, Marcu 16, versetele 17 până la 18. Petru face două afirmații importante privitoare la făgăduința primirii Duhului. Una citează prorocea lui Ioel și în fapte 2, 16 până la 21, Petru reafirmă cuvintele prorociei care zic că va fi dat tuturor în zilele din urmă. Apoi, în convingerea lui Petru, făgăduința primirii Duhului e o promisiune pentru toți cei ce cred, Vă amintiți fapte 238 până la 39 sau fapte 5 cu 32, unde spune că Duhul e dat tuturor celor ce ascultă de Dumnezeu? Foarte interesant e că Biserica primului veac, Biserica Primară, a mers înainte cu credința că primirea botezului cu Duhul Sfânt, ca de altfel lucrarea Duhului Sfânt cu harisme și umpleri, cu putere, cu descoperire, cu manifestare și zidire în același timp, sunt componentele normale vieții de credință în Hristos. În Samaria, de exemplu, măcar că samaritenii primiseră Evanghelia credinței, spune în fapte 8 cu 15, că au avut nevoie de Petru și de Ioan să vină să se roage pentru ei ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. În fapte 9 cu 17, Domnul trimite pe Anania să se roage pentru viitorul apostol Pavel, pentru Saul, ca Domnul să-l vindece de orbirea lui și să primească Duhul Sfânt. Ucenicii lui Ioan din Efes măcar că aveau credință. Biblia spune că nici măcar nu știau că fusese dat Duhul Sfânt. În fapte 19 cu 6, Pavel îi întreabă toate aceste lucruri, apoi îi botează numele Domnului Isus și după ce își pune mâinile peste ei, Duhul se coboară și peste ei, la fel cum s-a coborât și peste cei 120 la Rusali. Aș vrea să rămânem încrezători în Dumnezeu care nu s-a schimbat. Dumnezeu care e același și astăzi și care nu și-a pierdut puterea de a face minuni și nici nu s-a răzgândit în privința lucrurilor minunate pe care le poate face pentru noi. Lucrarea Duhului Sfânt și importanța ei pentru credincios, importanța ei pentru biserică, și importanța ei, mai ales pentru vremurile acestea în care ne găsim, e extraordinară. Duhul Sfânt e cel care convinge de păcat, asistând în propovăduirea Evangheliei. Duhul Sfânt conștientizează în privința judecății lui Dumnezeu pe cei care aud cuvântul și mai ales Duhul Sfânt e cel care spune tuturor câte nevoi au de mântuirea Domnului Isus Hristos. El nu forțează pe nimeni, ci doar conștientizează. Apoi Duhul Sfânt e cel care dă putere și autoritate bisericii prin darurile și prin harismele sale. Și asta nu oricum, ci cu o așa cum e în casa lui Dumnezeu, spre zidirea, mângâierea și îmbărbătarea bisericii. Apoi Duhul Domnului face ca rugăciunea și închinarea noastră să fie mai caldă. Să fie mai apropiată de Domnul, făcând ca părtășia noastră cu El să fie la un nivel ceresc. Așa se explică rugăciunea bisericii din fapte 4, când, uniți într-un glas, după ce s-au rugat, Pământul s-a cutremurat sub ei, iar ei, plini de putere și îndrăsneală, au mers înainte glorificând pe Dumnezeu. Să rămânem deci cu ceea ce spune Biblia, să rămânem deci cu ceea ce istoria a arătat cu privire la importanța acestei lucrări și mai ales să ne apropiem de Dumnezeu știind că El este acela și nu s-a schimbat și că scopul acestei lucrări este spre creșterea noastră duhovnicească și spre apropierea noastră mai mult spre El. Și asta nu bazați pe ceea ce spun tot felul de temiri cine, ci încredințați de ceea ce spune Biblia, care e cuvântul lui Dumnezeu cel viu și adevărat, cuvânt inspirat de același Duh Sfânt promis de Tatăl și primit prin credința în Domnul Isus Hristos. Până data viitoare, tuturor vă doresc o duminică binecuvântată, o duminică plină de pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fiți binecuvântați!